La 17 octombrie, în cadrul unui briefing, Vladimir Plahotniuc a declarat despre problemele automobiliștilor care sunt stopați fără motive, de către poliția de patrulare, în atribuțiile căror este patrularea regiunilor pentru menținerea ordinii publice și nu stoparea și hărțuirea participanților la trafic, declarând că poliția nu va mai avea dreptul să oprească fără temei șoferii, doar în cadrul unei operațiuni petrecute pentru depistarea șoferilor băuți la volan și altele. Încă un subiect relevant discutat astăzi a fost din domeniul asigurării ordinii publice. Mai exact, am discutat despre abuzul semnalat tot mai des de cetățeni, chiar și de mass media, în legătură cu activitatea în trafic a unor reprezentanți ai poliției rutiere. Și nu fac ei toți altceva decât să oprească mașini, în special, desigur, fără motiv, așa zise controle de rutină, care devin în realitate o hărțuire a oamenilor și, desigur, generatoare de corupție. La această etapă vă comunic doar că polițiștii nu vor mai avea voie să oprească șoferii în trafic decât atunci când ultimii încalcă legea sau când au loc acțiuni speciale pe linia combaterii consumului de alcool la volan și alte tipuri de acțiuni tematice pentru creșterea siguranței în trafic. Imediat în a doua zi, la 18 octombrie, într-un briefing, a ieșit și ministrul de interne, Alexandru Jizdan, care a confirmat cele spuse de către Vladimir Plahotniuc. Ministru vădit retraia, de parcă era la un examen în fața poligrafului, de frică față de președintele PD, i s-a uscat în gât, turnându-și apă în pahar. Bună dimineața! Întâi de toate, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați dat curs invitației noastre. De fapt, conferința de astăzi este generată de interesul sporit care a fost manifestat pe parcursul zilei de ieri, după declarațiile făcute de către președintele Partidului Democrat, domnul Vladimir Plahotniuc, referitor la acțiunile agenților de patrulare care abuziv opresc șoferii. Jurnaliștii care au participat la acest briefing au încercat să-i adreseze întrebări lui Vladimir Plahotniuc, însă el a ieșit din sală râzând, nu a luat în seamă pe nimeni. Are nevoie de capacitatea presiei prin care el ajunge la fiecare gospodărie din Republica Moldova. La o persoană aparte, el nu se uită și nu are de ea nevoie. Vă mulțumesc pentru atenție și o zi bună în continuare. Cât de calculat este acest Vladimir Plahotniuc și cât de mare pericol ne așteaptă pe noi dacă Partidul Democrat accede în următorul parlament. Toate declarațiile care le face el acum sunt o preambulă înainte de alegeri și planul său să devină prim-ministru. Indiferent de câți oameni va avea PD în parlament, fie 7, fie 20, Plahotniuc oricum va reuși să construiască o majoritate parlamentară cumpărând deputați din alte fracțiuni.